În contextul avertizării cod galben de ninsori și viscol valabil pentru județul Argeș în intervalul 22 ianuarie ora 16-23 ianuarie ora 10, utilajele regiei județene de drumuri au acționat permanent în cursul nopții trecute. Potrivit autorităților, pe drumurile județene nu s-au semnalat probleme deosebite. Până astăzi la ora 10 am fost sub atenționare cod galben de ninsori. S-au înregistrat cantități semnificative de zăpadă pe drumurile care fac legătura cu județul Vâlcea, mai precis la Cepar, Sălătrucu, Ciofrângeni și pe partea de Nucșoara. Pe zona de nord am avut undeva la 10 cm grosimea stratului de zăpadă, în partea de sud a fost un pic mai bine. Pe partea de Cătească, pe drumul Tăiu-Buta, din nou a fost un pic de viscol, n-au fost probleme deosebite, am acționat toată noaptea, avem în continuare cantități suficiente de nisip și sare, ca să nu avem probleme pentru ce va urma. Și pe drumurile naționale s-a intervenit, nefiind înregistrate probleme, potrivit șefului secției de drumuri naționale, Argeș. Pe drumurile naționale s-a acționat de la începerea codului și până în prezent și în acest moment până la orele 10, cât a fost anunțată, dar încă s-ar părea că s-ar putea să mai avem probleme, mai așteptăm, cu peste 70 de utilaje, cu material antiderapant. Nu am avut drumuri blocate, așa cum spunea și colega de la drumul național, în partea de sud a fost și ceva vânt cu pericol de viscol. S-au acționat, se acționează în continuare, deci n-am avut probleme. Asta e situația. Sperăm în continuare să facem față. Avem material antiderapant în stoc, peste 3300 de tone. Pentru intervalul 23-27 ianuarie, meteorologii anunță o vreme destul de rece, dar cu fluctuații ale valorilor termice atât ziua cât și pe parcursul nopților. Precipitațiile slabe, cantitativ, mai ales sub formă de ninsoare, vor continua să fie prezente în majoritatea regiunilor.